Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi am zis să mai facem o pâinică. Mai schimbăm puțin așa, să vedem ce mai obținem. O altă consistență, un alt gust. Așa că rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingredientele, care sunt foarte puține astăzi. Folosim 350 de grame de făină, 200 ml apă călduță, 50 de grame de zahăr, o linguriță de sare, un pachetel de drojdie 7 grame și 45 de grame de unt la temperatura camerei. Pentru început o să punem drojdiuța și cu zahărul și o să o lăsăm 10 minute să activeze. Amestecăm bine și lăsăm, cum am spus, 10 minute. Au trecut cele 10 minute, dragilor. Drojdiuța noastră a activat. Ia uitați-o cum a crescut. Acum punem praful de sare pe aici, pe margine. Hai să mai punem puțin. Și adăugăm drojdia cu zahărul și începem și frământăm. Așa. Până incorporăm toată făina. Cam așa, dragilor. Iar acum începem și adăugăm untul. Frământăm până incorporăm tot untul. V-am zis, la temperatura camerei moale. Și adăugăm așa cât un cubuleț, două, și frământăm. Așa, continuăm până terminăm tot untul. Am terminat, dragilor. Am frământat cam vreo 7 minute. Așa trebuie să arate coca. Vedeți? Moale, dar nu lipicioasă. Așa, o lăsăm aici 2 ore să se dubleze ea ca și volum. Dragilor, au trecut cele 2 ore, s-a dublat coca noastră, ne ungem puțin pe mâini să putem să lucrăm cu ea, pentru că este moale. O să ungem și aici blatul puțin. Să scoatem pe blat. Așa. O să o tăiem. Așa. Cam așa. Vedeți? Iar acum luăm fiecare bucățică și o rulăm. Și o punem în formă. A
Vedeți? Așa. Așa procedăm cu tot. Facem așa rulouri și punem în formă. Vedeți? Așa, dragilor, vedeți? O mai lăsăm acum 10 minute să mai crească puțin în formă și venim să o băgăm la cuptor. Dragilor, o să batem unul ușor și o să-i dăm la pâinica noastră înainte să o băgăm la cuptor. Îi dăm așa cu ou ușor să iasă frumoasă, lucioasă. Vedeți? Galbenă. Și mergem cu ea la cuptor. Cuptorul încins la 180 de grade pentru 30 de minute. Până se rumenește ea bine, până se coace pâinica bine. Depinde de cuptorul fiecăruia. Dragilor, pâinica noastră e gata, s-a copt. Foarte frumos arată, mami? Și acum știi ce-i fac? Îi dau așa cu puțin unt, cât e ea caldă, știi? Uite așa, peste tot. Să se topească așa untul ăsta, știi? Și o lăsăm 10 minute în formă și venim și o scoatem. Dragilor, haide să desprindem așa frumos pâinica noastră după formă și să o scoatem și să o savurăm. Mami, ope! Ia uite, mami! Ce drăguță! Drăguță? Este... Deci că este cozonac, he? Da! Cum e, mami? Super! Dragilor, deci am ajuns și la finalul rețetei de astăzi, de pâine. Super pufoasă! Ia uite! Ia uitați, mami! Și o să rupem acum un pic, o să desfacem așa cum am pus-o. Ia uite, mami! Wow, cum e saburit! Olo, que bien! O mâncăm acum imediat, nu? Imediat! Imediat, ia uite, mami! O bunătate! Wow. Dacă vreți să nu să simtă prea mult dulceața de la zahăr, puneți mai puțin, 30 de grame în loc de 50, ia uite, mami! Mama mea! Zici că este cozonac! Și gustul? Foarte bun! La micul dejun e perfect. La micul dejun, da, cu o cană de lăptic, mami. Foarte, foarte bun. Arată și este foarte bun. Dragilor, v-a plăcut rețeta mea de pâine de astăzi. Nu uitați să o distribuiți cu prietenii voștri, să-mi dați un like și multe inimioare. Deci, până la următoarea, vă urez numai bine și multă sănătate. La revedere!